În această săptămână, în cadrul rubricii Pacient în Iași, discutăm cu domnul Idriceanu Victor, managerul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajduri. Bună ziua, domnule Idriceanu, și bine v-am găsit! Bine ați venit! Domnule Idriceanu, ce înseamnă pentru dumneavoastră să conduceți o instituție de profil psihiatric și ce eforturi presupune această meserie? Pentru mine personal, să conduc de la preluarea mandatului acestei instituții, să conduc această instituție reprezintă o onoare, mai ales că reprezintă o instituție unică în zona Moldovei. Este un blend între psihiatrie, o nișă a medicinii, psihiatria, și acea nișă se cheamă psihiatrie forensică în alte țări. Pentru mine, personal, în calitate de manager, reprezintă o onoare să conduc această instituție, având în vedere că este o instituție specială, unică în zona Moldovei. Mai sunt în țară doar alte trei spitale de acest tip. Ele se încadrează într-o nișă a specialității psihiatrie. În alte țări este definită ca fiind psihiatrie forensică. În același timp, reprezintă și o provocare. O provocare pentru că, fiind o activitate de nișă, ne confruntăm cu tot felul de probleme legate de ordin legislativ, administrativ și de funcționare. Cu ce așteptări ați început mandatul de manager și câte din ele au prins contur și care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat până în momentul de față? Păi, decizia personală de a prelua mandatul de manager acestei instituții a venit în contextul unei datorii morale pe care îi consider că o am față de colegi și față de pacienții instituției noastre. Eu activând în această instituție de peste 15 ani. Cum ați descrie transformările prin care a trecut spitalul în ultimii ani? Din punctul meu de vedere, în ultimii ani am reușit să transformăm spitalul ăsta, zic eu, evident. Toți cei care ne calcă pragul, nu doar în contextul diagnosticului sau unei sentințe penale, ci și vizitatorii noștri, apreciază într-adevăr schimbările care s-au făcut. Am reușit să facem schimbări pe toate palierele, atât infrastructură, cât și ca mod de organizare, mod de funcționare, amenajări interioare, și cred că totuși ar fi loc de mai bine. Să vorbim puțin și de partea aceasta administrațională. Care a fost bugetul instituției pentru anul 2019 și în ce măsură s-a realizat execuția bugetară? Pentru anul 2019, unitatea noastră a avut un buget de aproximativ 24 de milioane de lei, iar execuția bugetară a fost peste 90%, ceea ce, în opinia mea, reprezintă o bună organizare și eficientizare a cheltuielii banului public în interesul pacientului. În ceea ce privește proiectele, ce proiecte se derulează în prezent în cadrul Spitalului de Psihiatrie și care sunt prioritățile pentru anul 2020? În cadrul spitalului nostru sunt în momentul actual în derulare mai multe proiecte, atât pe infrastructură, dar dintre cele mai importante proiecte aș vrea să evidențiez două dintre ele. Extinderea spațiului hotelier destinat pacienților noștri, așa cum, după cum bine știți, noi ne confruntăm cu o supraaglomerare de pacienți și atunci este absolut necesară extinderea spațiului hotelier. Avem depuse către ordonatorul principal de credite aceste două daliuri, reabilitare, modernizare, pavilion administrativ și relocarea pavilionului administrativ în spațiul fostei spălătorii a spitalului, acestea reprezentând în momentul actual cele mai importante proiecte cu care spitalul nostru se poate mândri. Ați spus că sunteți în această instituție de 15 ani. Da. Cum se vede din perspectiva dumneavoastră starea sistemului de sănătate ieșean? Din punctul meu personal de vedere, starea de sănătate a sistemului ieșean este pe drumul cel bun. Observ în toate instituțiile de sănătate publice, mai ales private, observ o multitudine de proiecte. Proiecte de toate felurile. Ceea ce nu poate decât să ducă la o creștere a calității actului medical și a gradului de satisfacție a pacienților. La nivelul județului Iași, care ar fi prevalența afecțiunilor psihiatrice? Ați sesizat o creștere a numărului de cazuri în ultimii ani? Este mult să mă pronunț eu la nivelul județului Iași, prevalența afecțiunilor psihice. Noi, prin modul nostru de funcționare, noi deservim o populație arundată prin ordin de ministru de 9 județe, Moldova și Harghita.
La nivelul județului Iași, în ceea ce privește afecțiuni pacienții cu măsuri de siguranță, cărora se aplică măsura de siguranță, într-adevăr, este un trend ascendent în ultimii ani. Din păcate, pot să vă spun că acest trend cred și consider că se va menține în anii care vin. Ați spus că aveți foarte mulți pacienți și chiar este o supra-solicitare în ceea ce privește acest obiectiv. Cum faceți față fluxului zilnic de pacienți și câți doctori și asistenți se află pe teatrele operaționale în prezent? Există un deficit de personal? Da, personalul care deservește instituția noastră este număr de 186 de angajați. Sigur că da, privind din punct de vedere al normativelor de personal, suntem mediu spre bine, să spunem. Dar privind numărul de pacienți internați, există un deficit de personal. De aceea ne străduim în limita bugetului pe care îl avem, ne străduim să facem angajările necesare, dar, repet, avem o limitare pe acest buget. Cheltuielile de personal nu pot să exceadă sau să fie prioritare față de celelalte cheltuieli obișnuite a unei instituții. De câți specialiști ar mai fi nevoie pentru a se ajunge la un raport corect, medic-pacient? În cazul instituției noastre, ar fi nevoie de cel puțin 50% în plus personal față de numărul de, atenție, față de numărul de pacienți, față de numărul de pat, pentru că în România normal se face un număr de pat, v-am spus, suntem satisfăcători. Ați vorbit despre o presiune, dacă pot spune. Cum faceți față presiunei și suferinței cu care intrați în contact zi de zi în spital și cum reușiți să vă mențineți echilibrul emoțional? Da, e o întrebare interesantă. În fiecare zi, acest spital, din păcate, se desfășoară sub ochii noștri a tuturor și a mei și a colegilor, se desfășoară într-adevăr niște drame, am putea spune. E greu să faci față acestor drame, dar încet și nu vreau să se înțeleagă aici că există o desensibilizare a personalului, ci doar o obișnuință cu suferința pe care intrăm în contact zi de zi. M-ați întrebat de fluxul de pacienți. La noi fluxul de pacienți nu este ca la celelalte spitale psihiatrice convenționale. Nu avem atât de multe internări pe zi. Pe an, da, sunt internări, dar pe zi nu sunt. Iar emoțional, ce pot să vă spun? Cu ajutorul, bineînțeles, a familiei, a prietenilor, reușesc, zic eu, să fac față cu brio. Care este atributul cheie al carierei dumneavoastră și ce mesaj aveți pentru tinerii care își doresc o carieră în psihiatrie? Cred că atributul cheie a oricărui manager, a oricărei instituții, este ceea de a aduce lucrurile mai departe, un pas mai departe, evoluția. Pentru tinerii care vor să urmeze o carieră în psihiatrie, am un mesaj de încurajare, pentru că avem nevoie de tineri și de specialiști în acest domeniu, în psihiatrie, dar, pe lângă satisfacțiile evidente pe care le au în urma rezultatelor pe care le vor avea cu pacienților, cred că ar fi foarte bine să-i prevenim, că ar trebui să fie pregătiți și pentru o altă problemă majoră cu care cred eu că se confruntă societatea din România, și anume stigmatizarea pacientului bolnav psihic. Din păcate, gradul de reinserție socială a acestor pacienți este foarte mic. Este foarte mic tocmai datorită acestei probleme pe care o are societatea românească. Nu cred că suntem pregătiți ca societate pentru a face mai multe față de semenii noștri care au probleme, afecțiuni psihice. Noi vă mulțumim frumos și vă urăm cât se poate de mult succes în vă mulțumesc în și eu. Instituție.